ziua 10 și de Megane nu mai îmi trece. Râdem, glumim, dar până la urmă e printre cele mai funcționale mașini pe care le-am folosit, să zicem. Dincolo, calitatea asta un pic mai slabă a materialelor, marele ei minus sunt scaunele și atât. În rest, poți trăi cu ergonomia interiorului, dar cel mai bine trăiești cu cifrele astea din bord, pentru că pe lângă faptul că este o mașină ieftină, pe care are nevoie de doar o mașină, e o mașină care evoluezi. Economia asta de combustibil care o faci datorită motorului, rămâi cu bani în buzunar. Eventualele defectări, nu știu cât costă un injector, să zicem că se strică, evident, la mâna a doua. Deși motoarele astea, doar prima generație, cele de 85 de cai, au avut ceva probleme cu injecția, restul... Rar am auzit de ambreiaje, rar am auzit de turbine și așa mai departe, foarte rar chiar. E un bun compromis, chiar pe termen lung, atât pentru o persoană fizică, cât și pentru cineva care are nevoie de o mașină de business. Varianta break e uriașă, poți duce multe chestii cu ea, poți duce 4 oameni. Așa că mai e mult până la mașinile electrice. Când vom avea o electrică cu calitățile astea, la un preț de 1500 de euro, atunci omenirea va intra într-o altă fază. Să nu uităm că lumea auto s-a dezvoltat datorită Fordului Model T, care a fost o mașină ieftină, accesibilă maselor, într-o America care avea combustibilii foarte ieftini. Pentru că vrem, nu vrem să recunoaștem, economia globală se învârte în jurul combustibililor. Totul se transportă pe roți, totul vine pe roți. Noi mergem cu mașinile și așa mai departe. Dacă brusc s-ar opri, să zicem, nu s-ar mai găsi petrol, omenirea ar intra în haos, ar urma un cataclism. Garantat. Bun, continuăm a 10-a zi cu Renault Megane. O să trec pe la autobuzul electric să vedem. A plecat, n-a plecat, la ceva îmi spune că va pleca greu de acolo. Și să vedem ce se mai întâmplă astăzi. Și n-am reușit să-i montăm senzorii de parcare, pentru că Robert e foarte ocupat, e foarte căutat. Să cercăm astă seară. Deci e îngrozitor de cald astăzi. Că sunt la meteo, zic că sunt factori din aia în atmosferă, nu știu de care, bla bla bla. Termometrul micuțului Megane arată 34 de grade. De a merge cu 4GD. Știți ce înseamnă 4GD? 4GD înseamnă 4 geamuri deschise. Pentru că nu mergi mult cu mașina, mai ales în cazul meu, adică nu merg mult acum. Merg doar în oraș, merg pe distanțe scurte. Pornește aerul, urcă-te în ea, rece, cald, rece, cald. Nu mă simt foarte bine. Nu-mi place. Așa că prefer să merg într-o temperatură constantă de 35 de grade decât între 25 și 35 să urci și să cobori. În sfârșit, mergem la domnul Preda să-i montăm senzorii de parcare, dacă o putea. Sper să poată, adică să fie liber. Dar ce am observat? Mergând cu ea, cu aerul oprit, aproape un litru se modifică media în jos. Adică cu aerul pornind mi-a arătat 75, 76, acum s-a dus la 76, 8, chiar 66. Mic, cred că îl ține un pic compresorul de aer. S-ar putea să nu fie niciun compresor foarte evoluat. Ce să zic? Per total, mașina îmi place. Ce ai acolo? Eu vreau să-mi fac un Duster, dar nu pot să-l aduc complet și le iau pe bucăți. Uite, velit în altul. Crezi că luași o jumătate de caroserie, ce luași acolo? Știi că mașina mea eu nu bag... Pe văd că-mi băga și în cearșea frumos. O luai fața de masă. De la masă, de aceea? De unde o fi. Am un pasaj de aripă aici frumos, ia uite-l. Bă, ce mic e. Atâta îmi trebuie. Băi, rugini ceva la el. Bă, ia uite ce are, ce are pe interior. Bă, să nu, să lăudăm Dacia, bă, ia uite. Ia uite, domn. Da, domne, ce e ce trebuie. Și pentru asta tai jumătate de mașină, nu? Nu. 3 sferturi. Hai, Zorica, hai. Că bă, nu se strică dacă îi faci așa cu ea. Bă, Mihai, deja să stricăm, să mă lăsă exact când să mai tăiau bucata ta, nu mai pus. Și Vasile să aruncă, dar se că se-i lăsă pe aceea. Lasă că se repară. Auzi, dar nu lipsește ceva? Da, lipsește o ușă. Da, asta este ca nouă. Bună, Mihai, fii atent. La unele... Bă, dar ce e în ea, mă? Unde stai să nu murdăresc? La asta putea să nu te murdărești. La asta putea să nu mă murdăresc. Trebuie să ștergi ăstea ca să vezi ceasul. Ce dracu să mai ștergi? Am vrut să lași geamurile pe spate jos și n-am putut, că e plin de nămol acolo. Când apeși... A, la butoane? Ce să bă, am suflat cu aia atunci să-l din ele. Bă, e incredibil, n-am văzut așa ceva, dar asta deschisă, ce dracu s-a întâmplat? Nu, ea stă închisă, că e funcțională și mergea zi de zi clientul, dar el se duce pe câmp, se duce la uite, nu e ruginită, să știi. Deloc, uite că am tăiat o bucată, vezi? Deloc, deloc, zero. Să o vedem făcută acum. Făcută.